răscumpărare. Și noi suntem la această pâine, această masă de aducere aminte, în care avem pâine și vin. Dar este pâine și vin. Este doar specială datorită momentului. Să nu credem că are altă valoare. În Evanghelia după Ioan, să citim despre pâinea vieții. Domnul Iisus spune clar de lucruri. Nu să fim înșelați de filozofiile lumii. Că această pâine s-ar preface în trupul lui Hristos și acest vin în sângele Domnului. Nu, sunt niște simboluri doar de aducere aminte. Amin. Amin. Și vreau să citesc un subiect care îl găsim în Evanghelia după Ioan, în care vedem că Domnul Iisus stă înaintea unui păgân ca să-l judece. Deci deschidem Evanghelia după Ioan, capitolul 18, începând de la versetul 28. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și se poată mânca paștele. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nu este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se arate, să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis: ești împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns: de la tine însuși zici lucrul acesta sau ți l-a spus alții despre mine? Pilat a răspuns: eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în numele iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: ce este adevărul? Dacă mă întoarce la capitolul după învierea lui Lazar, vedem că Sinedriul hotărăște să omoare, la capitolul 11. Zice așa: Sinedriul hotărăște să-l omoare. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în anul acel, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru noroc și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la lege, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Deci, nu ei erau în controlul morții Domnului Iisus. Așa cum Isaia a prorocit, în capitolul 53, el a fost luat prin apăsare și judecată. Și iată, de data aceasta, stând în fața unui păgân, dar de fapt care el de fapt nici nu vrea să-l judece. Preoții și farisei aduceau acuze. Și dacă citim în celelalte evanghelii, care de fapt e o singură evanghelie, doar 4 evangheliști, mi se spune motivul. Pentru că s-a făcut Fiul lui Dumnezeu. Vedeți? Și astăzi în lume sunt atâtea neclarități care unii combat că nu este Dumnezeu. Sunt lucruri periculoase. Și vedem pe Domnul Iisus în ultimul moment de plecare de pe pământ, pentru că s-a gândit și la un păgân că poate să-l primească ca împărat. L-a avut în față, dar datorită funcției
funcției și carierei, măcar că mai târziu a fost ucis. A fost ucis, vedeți? A respins și rămâne la blocat ce este adevărul. Ce este? Adevărul devenit persoană, Iisus. Noi să-i dăm slavă, Dumnezeu ne-a cercetat inimile, am crezut în Domnul Iisus din toată inima. Din toată inima. Vedeți? Pentru că dacă citim în versetul 36, este vorba despre o împărăție. El n-a venit în lumea aceasta ca un împărat pământesc. Nu s-a luptat pentru o împărăție pământească politică. Era un împărat din veșnicie. Pentru că în versetul 37 spune așa: Da, răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Deci s-a născut și a venit în lume. Câtă îndurare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul. Fiul a stat pe cruce pentru mine și pentru dumneavoastră. Și acesta este prețul răscumpărării noastre. Știți, în viața veche eram îndemnat că trebuie să faci cu tare lucru, să faci cu tare lucru, să faci cu tare lucru, să faci cu tare lucru. Și mântuirea de fapt era în dar, prin jertfa Domnului Iisus. Vedeți? Cât de importantă este Scriptura și noi să rămânem la Scriptură. Dumnezeu să ne pune pe inimă să o citim, să o citim, să o citim. Și înainte de a citi, să ne rugăm. Pentru că Dumnezeu știe că suntem neputincioși. Și ne descoperă adevărul, care, de fapt, adevărul devenit persoană, Iisus. O lume care spune că este mântuită prin fapte. Și că vor sta în fața adevărului, vor vedea faptele. Înșelăciunea celui rău. Da, Dumnezeu a pus în noi fapte ca să umblăm în ele, așa cum mi s-a amintit. La închinare, ca să proslăvim pe El în fiecare zi, dar nu că faptele noastre l-au determinat pe Dumnezeu să se îndure de noi. Nu, bunătatea și dragostea Lui în joc, pentru ființa creată. Știți? Pentru că primii oameni, dar să ne învinuim, să ne învinuim pe noi, n-au ascultat de Dumnezeu, pe când Satan a vrut să fie ca și Dumnezeu. Lucruri îngrozitoare. Vedeți? Și tocmai Dumnezeu s-a îndurat de ființa creată, că din Geneza 3, 15 a prorocit despre Domnul Iisus. Și iată acum, stând în fața unui păgân, care, dacă am citit în continuare, am vedea trei momente în care el spune n-am găsit nicio vină. Și preoții și fariseii cereau moartea lui. Pentru că, de fapt, din neștiință duceau la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, în faptele apostolilor, Petru ne spune că din neștiință ați răstignit pe drumul soarei. Dar Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, ci poruncește să vă pocăiți. Când au auzit ei de pocăință, se pare că nu le-au prea convenit, așa cum și în ziua de astăzi. Când aude oamenii de pocăință, spune, lasă că de asta te ascultăm altă dată. Vedeți, lucrul a venit Domnul Iisus în lume ca să lumineze și oamenii iubesc mai mult întunericul decât lumina. El este lumina lumii. Unii au transformat lumina într-o materie, crezând că aia o să-i lumineze. Și în special după moarte, ca să vedeți cât înșelăciune, înșelăciune, peste înșelăciune. Vedeți? Și când s-o trezi în veșnicie săracii, exact ca bogatul, vor vedea distanța care se află între unii și alții și în ce situație vor fi. Noi să îi mulțumim și așa cum spune Pavel în Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 28, pentru noi este cel mai important moment. Masa Domnului. Fiecare să se cerceteze pe sine. Cercetarea este de mare importanță. Eu îmi cunosc inima și dumneavoastră mă cunoașteți personal. Și Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare în parte. Să nu ne lăsăm înșelați. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și așa să mănânce, spune. Nu să nu mănânce. Și așa să mănânce. Dar cercetarea este de mare importanță. Cercetarea, Dumnezeu ne cunoaște, până am umblat toată săptămâna. Ne cunoaște gândurile, pentru că vedem că Domnul Iisus a
le cunoștea gândurile, preoților și fariseilor. Cum le venea gândul, el știa ce avea în gând. Așa e și ziua de astăzi se întâmplă. Și noi să-i mulțumim pentru că prin credința el am primit și Duhul Sfânt, Duhul adevărului care ne căzește în lumea aceasta. Să nu ne lăsăm înfrânți de Satan. Pentru că tocmai aici intervine cercetarea. Ne cercetăm, ne pocăim, ne ridicăm și mergem mai departe. Mergem mai departe. Nu rămânem la starea în care, cum să spun, de deznădejde. Pentru că El este singurul care ne poate ierta. Atât când suntem în viață și ne pocăim, îi mărturisim păcatele. Nimeni nu mai poate umbla după plecarea noastră în veșnicie. Pentru că ați văzut, de multe ori și la noi se spune să știm despre cei care ne rugăm. Să nu cumva printre ei să fie plecați prin lume și să fie morți. Și noi să ne rugăm, fără să ne dăm seama. Nu este un lucru rău că ne rugăm. Dar trebuie să vedem dacă sunt în viață sau sunt plecați. De aceea, pentru noi este cel mai important cercetarea. Fiecare să se cerceteze pe sine. Să-și analizeze viața. Pentru că Pavel spune Corintenilor, dacă nu deosebim trupul lui Hristos, în Evanghelia după Ioan, când era vorba despre casa goală, care nu este vorba de o casă pământească, ci era vorba de trupul omenesc, Domnul Iisus le face specificația. Cine dintre voi mă poate acuza că am păcat? Dintre muritori nimeni nu a putut spune lucrul acesta. Nici măcar Ioan Botezătorul, care spune că a fost cel mai mare dintre pământeni, dar care cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți? El a fost din pântece, dar era născut în păcat. Pentru că Domnul Iisus nu spune, m-am născut și am venit în lume. Deci era dinainte de a fi lumea. Vedeți? Era Dumnezeu în persoană, din Trinitate. Așa cum mintea noastră nu poate să înțeleagă Trinitatea, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Dar există. În veșnicie vom înțelege lucrul acesta în perfecțiunea ei. Noi să credem în lucrul acesta. Nu sunt deosebiți unul de celălalt. Nu, sunt un întreg. Sunt un întreg. Pentru că tocmai de aceea Pavel vine și spune în Timotei că este un singur Dumnezeu. Nu sunt mai mulți. Un singur Dumnezeu. Un Dumnezeu Trinitar, care fiecare a avut rolul lui. Domnul să ne binecuvânteze, să ne cercetăm că aceasta este de cel mai mare importanță pentru noi și relația noastră cu Creatorul și relația cu toți oameni. Știți, lumea ne provoacă. Lasă-mă că și voi sunteți lacuri, mai lacuri decât noi. Pe acum ei vede lăcomia noastră că noi nu fumăm, nu bem. Vedeți? Și vede lăcomia. Pentru că am spus la cineva, un pachet de țigări costă 25 de lei. Dumneata mănânci pâine de 25 de lei într-o săptămână? Nu. Și atunci, dumneata risipești în lucruri fără de valoare. Noi cu aia 25 de lei facem altceva care e de valoare. Dar asta nu înseamnă lăcomie. Dumneata singur te duci în jos, respingându-L pe Iisus. A, iară, tot cu Iisus, altceva nu. Dacă le spui de Iisus, îți spune imediat despre Boca. Dacă ai citit cărțile lui Boca, nicăieri în cartea lui Boca n-ar spune să se închine lui. Dar vedeți oamenii cât... cum sunt călăuziți așa, știi, ca o trestie. Dacă bate vântul din dreapta, se duce în dreapta, dacă vine în stânga, în stânga. Dacă trece tirul, o calcă. Nu se mai ridică. Lumea înșelată care a lăsat cuvântul lui Dumnezeu deoparte. Domnul să ne binecuvânteze, să ne cercetăm, pentru că este de mare valoare în fața Creatorului nostru cercetarea. Și să ne și pocăim. Fiecare ne cunoaștem momentele, să ne cercetăm. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să cerem din încântarea aceasta.